Înainte ca această boală să acapareze interesul mondial, o altă poveste era destul de prezentă, America versus China. Două superputeri mondiale, una cu tradiție, alta în plină ascensiune și care păreau să fie destinate să se lupte pentru supremație. Ideea există încă, dar nimeni nu-i mai acordă prea multă atenție acum pentru că majoritatea lumii are alte preocupări. Dar la un moment dat virusul o să încetinească și lumea va merge înainte. Atunci probabil că va începe din nou cursa dintre cele două țări și ar putea chiar să înceapă un conflict. Astăzi vom vedea ce s-ar întâmpla dacă America și China ar începe un război în 2020. Hai să vorbim mai întâi despre 2020. A fost un an destul de brutal până acum, dar cumva a trecut deja o treime din el. Multe lucruri despre care credeam că vom fi îngrijorați au trecut în plan secundar, iar toată lumea este acum concentrată asupra acestei noi boli. Spun asta ca să înțelegem clar că nu prea mai rămâne timp în 2020 pentru un război între America și China. În plus, suntem încă în mijlocul unei crize mondiale și nu văd cum vreun lider mondial ar încerca să profite de o eventuală oportunitate de a ataca altă țară. Cel puțin nu încă. Presupun că ar trebui să se rezolve problemele actuale înainte ca cineva să înceapă un atac. În cadrul operațiunilor militare, soldații petrec foarte mult timp aproape unii de ceilalți, neputând să respecte regulile de distanțare socială. În acest caz, dacă unul dintre ei ar avea virusul, s-ar crea probleme foarte mari cu personalul militar. Moral scăzut, faptul că soldații ar fi acolo împotriva voinței lor și frica generală de a fi infectați. Nu este momentul potrivit să începi un război, în plus ar fi probleme și cu proviziile de război, ar fi greu de decis cine primește resurse, spitalele, civilii sau armata. Unde ar trebui să ajungă proviziile medicale? Ce fel de astfel de provizii ar trebui produse cu prioritate, în condițiile în care mulți oameni deja nu mai lucrează? Ar fi o situație destul de greu de gestionat. Cum deja mulți oameni protestează pentru că vor să se întoarcă la muncă, putem presupune că s-ar găsi personal care să producă proviziile mai sus menționate. Dar să faci o țară întreagă să susțină un război în astfel de condiții ar fi o misiune foarte grea. Acum să vedem de ce ar putea începe un război. Înainte de această boală părea că un impuls pentru conflict ar fi putut fi dat de Taiwan sau Corea de Sud. Dacă China ar fi decis să atace Taiwanul, este posibil ca America să fi intervenit. O altă posibilitate ar fi un atac al Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, ceea ce ar fi făcut aliații acesteia din urmă să intervină. Un alt conflict ar putea începe între China și India la granița dintre cele două țări. Oricare dintre cele trei scenarii de mai sus ar putea atrage Statele Unite într-un conflict internațional. Factorii principali care ar duce la conflict sunt de fapt o creștere tot mai mare a influenței chineze care ar face America să se simtă nesigură, iar pentru China nemulțumirile legate de rolul Statelor Unite la nivel global și alianțele care există între America și multe state din diverse colțuri ale lumii. Nici unul dintre aceste motive nu este suficient pentru începerea unui război, dar o combinație de conflicte mai mici în diverse regiuni ar putea duce totuși la un război între cele două țări. Este greu de spus cum s-ar duce un astfel de război, dar este clar că ar fi foarte diferit față de ce am văzut până acum. Cele două țări sunt foarte departe una de cealaltă, deci probabil că ar folosi foarte multe dispozitive controlate de la distanță, iar când ne gândim la cum s-ar desfășura lucrurile, vedem că este aproape imposibil ca un astfel de război să se ducă pe pământ american, deoarece America este izolată geografic și în plus are baze militare pe șase continente. Menținerea acestor baze necesită planificare logistică globală, iar faptul că ele sunt construite în țări aliate face ca păstrarea acestor alianțe să fie crucială. De exemplu, operațiunile militare americane din Asia depind de baze militare din țări precum Japonia, Corea de Sud, Singapore, Filipine și India. Aceste țări depind la rândul lor de Statele Unite pentru securitate, deci este un echilibru delicat care trebuie menținut. Din aceste motive, probabilitatea ca America să invadeze este destul de mică. Costul pentru a muta trupe ar fi foarte ridicat, dar și mai mare ar fi costul politic dat de escaladarea unor noi conflicte în zonă. Există multe riscuri pentru americani dacă ar ataca primii, cel mai mare fiind dat de faptul că aliații lor din zonă ar putea decide să nu se implice. Dacă luăm în considerare un posibil atac al Chinei, ne putem uita la vecinii lor. India, Rusia și Japonia sunt destul de aproape, dar China are un număr mult mai mic de aliați, cum ar fi Pakistan, Corea de Nord și alte câteva țări foarte mici din Asia de Sud-Est. Să încerci să ghicești cine s-ar implica și care ar fi motivele lor este aproape imposibil. Poți folosi anumite date existente deja pentru a face astfel de predicții, dar e foarte greu de spus exact ce s-ar întâmpla. Când vine vorba de lupta propriu zisă, trebuie să ne gândim la mai mulți factori. În primul rând, trebuie să ne uităm la dimensiunile fiecarei armate și la capacitățile lor tehnologice. În momentul de față, armata chineză este cea mai mare din lume cu un număr de 2 milioane de soldați. Cu toate astea, oricât de mare ar fi numărul de soldați, trebuie luat în calcul și cum sunt ei dotați, iar în 2019, China a cheltuit pentru armată doar o treime din banii pe care i-a cheltuit America. Armata de eliberare a poporului, adică armata chineză, este formată în mare parte din forțe terestre, dar are și destule avioane de luptă. Sistemele lor sunt compuse atât din tehnologii vechi din perioada războiului rece, cât și din tehnologii de ultimă generație. Fie că vorbim despre tancuri sau avioane, nu se știe dacă am vedea ceva vechi sau ceva foarte nou. Cu toate acestea, China face tot posibilul să țină pasul cu America și Rusia, adică încearcă să copieze tehnologiile folosite de aceștia. În plus, se pare că serviciile secrete chineze își fac treaba foarte bine, iar hackerii chinezi fac minuni. Statele Unite au cea mai scumpă armată din lume, aceasta fiind și foarte tehnologizată. Eficiența lor în lupta aeriană este foarte mare față de cea chineză și folosesc foarte des drone și rachete ghidate de la distanță. Pare că America preferă să atace de la distanță decât să folosească soldați, preferă să adune informații și să atace ținte precise. Să vorbim despre cifre și să analizăm date publice este ușor, dar în război pot interveni mulți factori neprevăzuți. Dacă jucăm un milion de scenarii într-un joc video cu război, este posibil ca nici unul dintre rezultate să nu se apropie de cel real. Dar dacă vrem să facem estimări inteligente, putem să analizăm alți factori, cum ar fi experiența în luptă. În acest domeniu, America are experiență recentă, mai ales dacă luăm în considerare operațiunile desfășurate împreună cu alte forțe militare. Pe de altă parte, ultimul conflict major la care a participat armata chineză este invazia Vietnamului în 1979, care, deși a fost un succes, nu a fost unul major. În același timp, chinezii nu prea au participat nici la operațiuni militare împreună cu alte armate. Probabil cea mai importantă întrebare când vine vorba de război ar fi când vor exista atacuri nucleare. Ei bine, să sperăm că niciodată, dar există întotdeauna și această posibilitate. America are cu siguranță o capacitate mai mare decât China când vine vorba despre arme nucleare, mai exact de 20 de ori mai multe focoase nucleare și mai multe metode prin care le-ar putea lansa. America este periculoasă și pentru că are dreptul pretins să folosească arme nucleare chiar dacă este atacată cu arme convenționale. Filosofia Chinei pe de altă parte este una defensivă. Aceștia susțin că vor folosi arme nucleare doar dacă altcineva va folosi arme nucleare împotriva lor, dar, așa cum am spus mai devreme, războiul este imprevizibil și nu se știe dacă vruna dintre țări ar folosi sau nu arme nucleare. Mulți susțin că le-ar folosi doar pentru a opri un conflict existent, dar este oare această metodă una responsabilă? După tot ce am discutat până acum, pare că America ar fi în avantaj, dar, așa cum am spus, este puțin probabil ca ei să lanseze primul... Atac, iar dacă luptele ar avea loc în apropierea Chinei, asta i-ar putea aduce un avantaj. Un război între China și Statele Unite nu ar fi menit să distrugă complet una dintre țări sau să acapareze teritorii. Deci, dacă războiul ar începe, probabil China ar încerca să păstreze orice avantaj pe care a reușit să-l obțină și să oprească influența americană în zonă. Scopul pentru oricare dintre cele două țări ar fi destabilizarea și reducerea influenței mondiale a celeilalte. Deci, dacă America ar începe un război, China ar avea un avantaj, dacă acesta s-ar duce pe propriul lor teritoriu. Asta pentru că aliații lor ar fi mai aproape și pentru că ar putea folosi armata terestră. În plus, așa cum am spus mai devreme, dacă aliații Statelor Unite nu s-ar implica, ar fi foarte greu să gestioneze logistic un conflict la distanță. Ar exista și alte măsuri menite să destabilizeze inamicul, cum ar fi sancțiuni și taxe. Asta pentru că partea economică are și ea un rol la fel de important ca cel al armatei. Dar multe alte aspecte ale unui război ipotetic între cele două țări nu ar putea fi prezise. Războiul electronic, abilitatea de a implica aliații și eficiența în folosirea armamentului ar fi factori decisivi. În vin și ar primi o lovitură economică puternică pentru că vor trebui să înlocuiască tot ceea ce a fost distrus, dar și să justifice pierderile în fața propriilor cetățeni. Dar hai să sperăm totuși la o cooperare cât mai bună între țări, mai ales acum, având în vedere că ne confruntăm cu o criză reală. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!